Reprezentanții PSD Timiș cer ca directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș să fie schimbat din funcție în cel mai scurt timp decizie care stă în mâinile președintelui Consiliului Județean Timiș, Alinica, care trebuie să ia măsuri cât mai rapide și eficiente. Asta după ce, în luna decembrie a anului trecut, un copil de doar patru ani aflat în plasament la un asistent maternal profesionist din cadrul DGASPC a murit, iar Corpul de Control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și adopție a demarat o anchetă internă care a scos la iveală mai multe nereguli comise, atât de asistentul maternal, cât și de conducerea DGASPC Timiș. Raportul Corpului de Control arată explicit faptul că nu s-a luat niciun fel de măsură după tragicul eveniment, mai mult decât atât, nu s-a făcut niciun fel de verificare legală de modul în care s-au petrecut lucrurile. Din acest motiv, PSD Timiș îi solicită președintelui Consiliului Județean Timiș Alinica schimbarea imediată din funcție a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a copilului Timiș, acesta fiind numit chiar de către Nica.